Eu vreau să redăm oamenilor respectul. Dacă noi, pe noi, nu ne respectăm, cum să ne respecte alții? Este nevoie de o altă abordare. Este nevoie de un președinte care vine și repune în discuție marile probleme ale României. Este nevoie de o nouă abordare în educație. Nu se poate să trimitem copiii la școală și să nu găsească manuale. Sau să li se dea, cum s-a întâmplat, de exemplu, în Bacău, în loc de manuale, ce credeți că li s-au dat? S-au dat 44.000 de ghiozdane roșii. Cred că este o rușine. Sistemul de sănătate. Poate ați avut ghinion și ați fost la spital. Sau ați fost la o rudă în spital să o vizitați. Este pur și simplu jenant. Aceste lucruri trebuie schimbate. Sistemul de pensii. Mă întreabă oamenii când merg în campanie. Ne garantați că ne luăm pensia cât este de mică, că ne-o luăm în continuare? Ce să le spui oamenilor? Dacă continuă guvernarea pe care o avem, mă tem că nu pot să le dau un răspuns. Toate acestea trebuie rediscutate, trebuie puse în discuția publică. Doar președintele poate să vină să pună în discuție toate aceste probleme.